Numărul oltenilor aflați în căutarea unui loc de muncă continuă să se mențină ridicat. Rata șomajului continuă să crească de la o lună la alta, situându-se în Olt peste media pe țară. Din cele aproape 10.000 de persoane aflate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, aproape 60% sunt bărbați. La sfârșitul lunii februarie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 9.552 de șomeri, din care 4.330 sunt femei, rata șomajului fiind de 5,93%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,92%, în această lună, acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,01 puncte procentuale. Trei sferturi dintre șomerii înregistrați nu primesc niciun fel de ajutor financiar din partea statului. Cea mai mare parte dintre oltenii aflați în căutarea unui loc de muncă provin din mediul rural și nu au o pregătire. Din totalul de 9.552 de persoane înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, 2.404 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 7.148 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.240 de șomeri provin din mediul rural și 2.300 sunt din mediul urban. Șomerii olteni, cu sau fără pregătire, pot opta să urmeze unul dintre numeroasele cursuri organizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în meserii aflate la mare căutare pe piața muncii locale. Cursurile se finalizează cu un atestat recunoscut de autorități și le oferă oportunitatea găsirii cu ușurință a unui job, fiind organizate la solicitarea agenților economici.